Ce faci, Leo? Unde ai discut? Frate, a fost puțin. Uite, băi, mine, ce face, mă, folosește piperul meu? Băi, Ione, tu n-ai fost în stare să-ți iau o pungă de piper? Băi, Ione, zi! Păi, nu tăcea, tași din gură în fața oamenilor. Să vadă și oamenii, ia, filmați-l, prieteni. Nu, băi, prieten. Mă consider femeia ta de serviciu. Băi, prieten, a produs azi 50 de lei. Păi lasă-i că, mă, mei. I-a dat pe băutură. Nu și-a luat o pungă de piper să pună și-a 20 de grame în ciorbă. O pungă de 10 kg de piper. Băi, prieten. Amule, o, că nu sunt 10 kg de piper. Păi, mă, ce-i dracu, bă, un gram de piper și... Ce? Tu ai mâncat? Ce ți-a făcut? Ce-i supa? Îți place cum a făcut-o? Mă, nu contează, a făcut-o. Lasă să o mănânce, Ioane, ăsta. Bă, ce să-l lasă? Leo, ia lui, mă, lasă-i supa. Dar cum ai pus pâine, neam? Nu, mor să mor eu. Mai bine jos și mă... Aaa, Ione bucătar bun! Ione bucătar bun? Bine, mă duc la alte familie și cerșesc mâncare. Ia uite-mă ce faci. Măi, frate, mă bănuțe. N-am mâncat, m-a glumit, hai că n-am mâncat. Băi, nu vă luați la bătăi. De ce e ca o cheie? Păi ce vrea cu bajul de mine? Aduc cheia, Ioane, nu, dă-mi cheia, bă, și du-te unde vrei. Fiți, mă, cu mine, bă, de mine. Hai, dă-mi cheia și du-te unde vrei. Nu, dar dă-i cheia, ce ai? Bă, dă-mi cheia, nu... Hai ca să nu vă certați, să nu vă luați la bătăi, pe bune acum. Mănânci din ciorbă, eu și mănânc o mâncă. Unde e mâncă? E cheia la ea și la tine. Eu am dat banii pe ea, eu mănânc, să rămână cu supărarea. A, mă, mai vă certați, gata, că nici mai filmez. A, zi. Caută, frate, aici cheia. Nu, mă, a luat-o, are în buzunar, de-aia stătea cu mâna. Nu, mă, la mine, de unde s-o am? Băi, cum mă, nu am? Era el. De unde s-o am? În stânga, acolo, ai. Nu, nu am țigăle atât. A, de-aia stătea cu mâna acolo? Era el. Era tine, mă, Leo, era tine cheia. Unde era mine, frate? Bă, dacă eu ți-am dus de ție personal. Ai pierdut? Cocoș, când ți-ai cărușurul. Mă, să uiți? Unde mai asta? Ce ești? Te-ai făcut că mănânci, ia o mănâncă, Ioane. Băi, frate, mai facem un, noi una, mai facem una. Nu. Deci problema este... Că tu mănânci acum? Nu. Problema este, uite. Uite, te rog frumos. Dacă nu mănânci, eu te va pinge. Eu. Uite, viața mea. Mănâncă-o. Lasă că își face și el. Dau alta. Sănătos, nu, mănâncă tu. Îți dau alta. Mănâncă-o, te rog frumos. Să-ți faci ciorbă. Uite-o aici, Ioane. Mănâncă-o, te rog frumos. Mănâncă, Ioane, mănânc. Te rog. Bă, dar i-a bă, da, ești pofticios, eu fac la carte, eu știu. E asta, e, bravo, Ioane. Uite, vezi, Ion ți-a dat ție farfuria lui. Bă, dar ciorbă cu pâine, ne-a ia vino mai aproape să vadă lumea. Păi cu pâine. Tu dacă ai probleme cu dantura, probabil. Păi era pentru el sau pentru tine, Ioane, că nu înțeleg. Pentru el, da. A, făcuse pentru tine, mă. Da. A, cum e? A? Te-ai mâncat din ea de aici? Păi de unde să... Au, prieten. Zic că ai băgat, Ioane, că o arunc acum asta. Prieten, dacă am mâncat în ea, auzi că n-am mâncat deloc. Deci tu ai făcut-o special pentru Leo. Vezi, mă? Dar pâinea asta de unde ai băgat-o? A luat-o de acolo, de jos. Pâine din bună. Cerul. Din cer. De la Dumnezeu, nu, Ioane? Dar mâncă și tu la masă, Leo. De-aia a treia oară când mănânci, că mi-ai mâncat o porție înainte, nu? Băi, frate. A, să mănânce. Dacă a făcut-o Ion, eu mănâncat. Păi e bună. E bună, e bună. Fraților, am... Nu, că vă calda. Dă-mi uite, ai sus acolo, ai sus. Nu, păi e sus, mă, frate. E sus, Ioane. A, păi asta. Păi să-și facă și el acum. Aia a făcut-o ție ca să vezi cât de bun bucătarie, mă gândesc. Nu știu. Păi știu eu cum e de bun bucătar, că știu că el face ciorbă de asta cu crutoane. Mamă. Dar nu mai e pâine, Ioane. Ba da, are pâine. Are pâine și acolo și eu și în frigider. Ioane, uite aici. Supa. Pe bune, știi, că mă
știi? Zi. De foame. De poftă? Nu de poftă. Că a băgat pâine în ea. A, asta ți-a... Păi ți-a făcut poftă cu pâinea în ea. Nu? Păi că să nu facă, frate, un bucătar de 5 stele Michelin. Vezi, Ioane, ce te lauză? Ioane, dă-ne și nouă rețeta. Unde ai învățat? Hai, da. nu mai întreba, las că o furăm noi acum. Ia uitați cum face Ioan, super. Fii antenă cum face Ion, fii antenă! Că ăsta mâine pe mine îl vezi la Masterchef. O, are loc cuțitul, fugim de acolo. Nu avem voie cu cuțitul, Ioane. Poftă bună, Leo. Oricum aveai... Oricum aveai poftă. O, Ioane, nu mai faci așa, Ioane. O, ești periculos, Ioane. Mai pune stare în neașa. Auzi, dar ai pus și piper, nu? Nu știu. A pus și piper? Câte kilograme de piper a pus? N-a pus deloc. Păi vezi, tu știi că a pus piper. A vrut să pună. A pus puțin. Nu, cum a spus, dar nu înțelegi. Ia, stai așa să văd. Uite, piper negru. Uite-mă că nu pune mult. Bravo, Ioan. Da, bă, dar piperul l-a cumpărat chiar. Da, mă, dai seama. M-am pricopsit. Da, s-a pricopsit acum. Uite cum face Ion. Uite-te cum face. Deci așa, bucătar, să nu furați rețeta, prieten. Nu-i fura rețeta. Dă bubârnac și a ieșit delicat. Băi, Leo, delicatul ăla Ion l-a cumpărat pe banii ăia care a produsat. Da, mă, îți dai seama. De la pariuri, poate. Uite cum face cu uleiul. Bă, recunoaște măcar, bă, recunoaște. I don't know. Nu recunoaște, prieten, că de la mine mănâncă. Eu îi dau de mâncare de alții și pe alții. Da, mă, da. Nu, dacă duci un om la partea la București, ce face? Ți mor de foame acolo, cum se stă așa culcat, plantat. Așa îl învăță pure. Ioane, Ioane, dar am auzit altceva. Am auzit de la tatăl meu, de la Bora, bucătarul. Bora? La colegii pe mei. Tine te-a trimis Luci aici, nu te-a luat Leo. Ce Luci, mă? Așa am înțeles. S-a rugat că noi nu vinem. Pe vezi? Ei trebuia să-i cer bani. Eu așa am înțeles de la Leo. Lasă că să vezi tu bani ce bate. Pe asta zic. Stai să nu ești ceva, că uiți din cauza mea. Ceapa. Da? A, usturoiul. Da? Ah, băi. Băi, Ioane. Băi, nu, nu, la tine n-ai voie. Că la tine ți-a făcut-o special că tu ești la regim, nu Ioane? Mamă, ce ciorbă. Uite, el își pune sos. Vrea el ceva acolo, nu? Uite, mă, și-a găsit usturoi. A găsit usturoi. Păi ceva nu ai usturoi în ciorbă? Bagă și el un cățel de usturoi, nu, Ioane? Bă, ăsta e secretul. Nu ai înțeles? Ăsta e bricul ăla de la pușcărie, Leo? Da. Doamne, măi. Ce, l-ai cumpărat de acolo sau l-ai avut de acasă? Fă-ți bună mâncarea lui Ion, zi. O să renunț la București din cauza lui Ion. Nu. Cum ai că renunț la București? Te muți unde? În străinătate? Unde vrei să te duci? Nu, la Strehaia. Tu vorbești serios? Da. Păi și... Păi nu te las, Rehaia? Păi nu scap de Ion, că vine și el cu tine. Nu, eu. Adică dacă el pleacă de aici, rămâi singur aici? Păi asta zic, că pleci și tu. Leo, vezi că trebuie să faci insulina. Nu, nu știu, pe mine am soție. Soție? Am zis așa, ocazional. Are soție ocazional, ai zis? Am venit așa ocazional. Ai venit ocazional, n-am înțeles. Să știu. Păi cât mai ai concediu, Ioane? Ioane, cât mai ai concediu? Mai câteva zile și patru. Dar stai mă puțin, tu ai lucrat cu carte de muncă? Păi vezi? Hai că ne întrecem prea muncă. Când ai concediu înseamnă că ai lucrat cu contract de muncă. Nu trebuie să-ți dau seama muncă, te rog. Păi vezi? Nu te supăra acum pe mine. Dar tu lucrezi mai multe locuri și nu înțeleg, adică vreau să aflu și eu. Ai, nu mă trebuie nimeni, nu trebuie să aflu. Asta zic. Auzi, Ioane, dar
Acum că mi-ați făcut și mie poftă de supă, ești în stare să-mi faci mie supa asta pentru mine? Pentru ce fac? O împarți cu mine. Împart. Uite-mă că e în stare să o împarte cu mine. Dar știi că nu mănânc. Ce? Nu dai mie porția asta. Ai, fi în stare să mai mănânci jumate. Lasă, nu mai ajunge loc, că tu ai mâncat două porții. Dacă că asta a fost mai bună decât aia care ai făcut-o tu, Leo. Asta a fost cu pâine, cu asta. Bă, bucătarul cu stelele Michelin știe, frate. Da, bucătarul mai cu cuțitul mână stă, bucătarul ăsta. A, uitați, prieteni. Supa! Șef cuțite. Șef la cuțite. N-am voie să filmez asta, Ioane. A, ok. Auzi cum se face. Știu, dar hai să te iau așa de la distanță, hai. Bam, 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 bam. Nici nu se uite, uite. S-a dus degetul, gata. Mie. Uitați-i pe Ion. Nici nu se uită. Vezi că ai tras cu ochiul. Vezi că te-am văzut. Uitați, prieteni. Am făcut o supă și mai punem într-un castron, Ioane? Ca să ne ajungă la amândoi? Da. Nu, mă, glumesc. Eu nu mănânc supă. Băi, Cristi, nu glumesc, măi. Dacă e bună, rău. Zi, par să și mie jumătate de castron, porția ta. Păi, lasă-mă, eu nu vreau porție. Mie mi-ar da, dar ție nu ți-ar mai da acum, că ai mâncat una întreagă, nu, Ioane? Îi ajunge. Vrei să-i mai dai jumate? A băgat căpurcel în el. A băgat? Dar tu te bucuri că, că ai mâncat de la tine, făcută de tine. Da, toată viața am mâncat de la tine. Nu gândește, bă, să zic, hai mă, să-i dau. Și lui ceva, să decarteze. Da, el bagă la... Bagă la cămara. Își umple cămara. Când îi spunea unul taxului, băi, că ai viața în cur și în, în codolindară. Așa făcea? Dormeam spate în spate cu taxul, mă. Da? Unde? La, nu, la căruță? La căruță? Dormea în căruță? E, în căruță. Nu? A, păi și la... Dar a dormit vreodată? Dar a dormit în căruță vreodată? Am fi dormit când era tânăr. Când aveam pe ăsta, dormeam lângă purcii, lângă cocoși. Lângă... Avem 12 minute. Hai, intră până, gata? Te opresc. Deci te iau. Stai așa. Plământ. Eram, intrasem în anul de facultate atunci. Da? Când era Leo Plământ. Stai așa, Leo, să pui și un pahar te pomenești. Ăla pe care e băut. Ce să văd ce a făcut Ioane aici. Și-a pus pâine la fel cum ți-a făcut și ție. Bravo, Ioane, să ai pâine. În anul 2 sunt de ție eram, când era asta plământ. Da? Poftă bună, Ioane. E bine că te pui și tu la masă acolo, așa, în sfârșit. Leo și-a medicamentele, prieteni. Am văzut? După aia insulina, Leo, da? Hai, cam atâta, prieteni. Uite așa. Pleci, vrei să plec, Ioane? Nu, alta am avut de arătat. Masterchef Ion Dileaua i-a pregătit supă fratelui său, Leo de la Strehaia. Sănătate, libertate și pace pe pământ. Cum? N-am avut pe nimeni decât pe Iisus, atât. Ah, ok. Bine, Ioane. N-am pe nimeni, frate. Am prieteni. Deci ăsta din spatele tău nu e fratele tău. Prieteni. Ah, doar prieteni. E bine că sunteți prieteni. Prietenul de la spate m-a vândut pe toate. Te-a vândut? Da, mi-a vândut tot. Ce a vândut? Iau și casă și tot. Ia o zlău, ce i-a vândut casă și tot. Așa e, da? I-a dat lui Verdea, lumința. Pe 5 grame mari. Hai că aflăm... Băi, aflăm de tăi. S-a îmbătat și el. Amă, îți dai seama. M-am îmbătat și ce că e... Oh. Amă, unde vezi tu că e beat, Ion, ce-i? Da, mă, îți dai seama. M-am îmbătat, e... A băut și el o bere. Oribil. Hai, Ioane, mănâncă liniștit acolo, că vreau să închid și eu filmarea, mănâncă liniștit, da? Hai, poftă bună! Salutare, prieteni! Haideți să vă mai spun și eu ceva. Prieteni, ce nu s-a spus până acum, sau vă întreb pe voi. Voi ați mai auzit de bărbat manicurist? Eu știu de manicuriste. Voi ați mai auzit de bărbat care să pună unghii, să nu știu ce, și pe nicuri n-am auzit asta. Înseamnă că ăla nu-i bărbat. Eu mă refer la manicurista
lui Ion Dileaua, prieten din Severin. Deci aia este o manicuristă, prieteni. Asta este meseria ei de bază, manicurista. Eu n-am mai auzit așa ceva. Deci dacă el se consideră că e bărbat, de fapt el este femeie. Ați văzut că are și cercei în urechi. Are cercei în urechi, prieteni. În fine, hai să nu acordăm prea multă atenție unor fraieri, unor agramați din culți. Și vreau să vă mai spun atât, prieteni, că Ion Dileaua a mărturisit, nu știu dacă l-am prins pe cameră, dar am mai zis eu chestiile asta, dar se ferea să mai zică. A spus că a fost la Severin mai rău ca la Jilava, prieteni, și știți că eu nu vă mint. Asta e adevărul. Am mai aflat ceva de la Ion astăzi. L-am întrebat, te-a dus manicurista la spital? În astea 3-4 luni cât a stat acolo, a spus că nu l-a dus niciodată, decât la oftalmologie, la asta cu ochi, ca să-și pună ochelari și doar atât, prieteni. Deci nu mai spuneți că l-a dus manicurista, că l-a dus la spital, că nebunesc. E bune, v-a mințit ăla, escrocul ăla, mincinos, v-a mințit și voi rămâneți acolo, mințiți și rămâneți în minciună, rămâneți în mocirlă, prieteni. Treaba voastră, nu stau să mă strofoc. Dacă voi atât puteți și atât credeți, treaba voastră. Cine mă cunoaște pe mine știe că eu n-am de ce să mint, spun adevărul și nu sunt frustrat, nu sunt invidios pe nimeni, doar am vrut să iasă adevărul la iveală, prieteni, pentru că am primit foarte multe informații și din partea Silviei, cum a amenințat-o și i-a trimis un virus pe telefon, chestii de-astea. Înțelegeți? A cerut la toți aia de pe acolo să-i facă reclamă la cont. El de-aia nu se duce la muncă, el de-aia n-are un loc de muncă, că spune că muncește. Unde muncește? La negru? L-ați mai văzut pe undeva? În ultimul timp l-ați mai văzut pe undeva? E frică să mai arate pe unde lucrează? Ce lucrează el? Muncitor necalificat, prieteni. Că se tot lăuda că el muncește, că nu știu ce și pe nică. Păi ce făceai? Munceai pentru Ion? Și spuneai că eu muncea pentru nu știu ce patron? Ce patron? Nu există prieten patron. Ce patron? Patron care nu te plătește? Nu există așa ceva. Prieten, vă doresc vizionare plăcută și să mă credeți pe mine că n-am de ce să vă mint. Și eu nu jignesc și nu ameninț. Dacă îl ține ăsta, să vină pe la București, pe aici, pe la Rino. Cu asta, basta, dacă tot e el așa șmecher. Dar vă spun eu că e un șmecher prost, slab, umblă cu minciuni, cu amenințări. Așa umbla și cu aia de pe YouTube, cu amenințări, că le dă nu știu ce. Că el e un fraierică geamantan, prieten, credeți-mă. 100% ce vă spun. Hai, bam, ați văzut că și Alin l-a luat la mișto cu rulota și cu nu știu ce și vrăjel de genul. Alin nu-i prost. Bam. La petul, prieteni.